Situație tulbure într-o localitate din Gorj. Întreg satul a fost executat silit pentru că oamenii n-au plătit facturile la apă. Spun că apa nu e bună și au refuzat să semneze un nou contract. Compania responsabilă cu furnizarea îi contrazice. Apa e bună, e potabilă și cine consumă plătește. 500 de localnici au acum popriri pe conturi sau mașinile sub sechestru. Nu m-a citat nici în instanță, doar m-am trezit cu executarea și cu contul blocat. Cine e în spate? Dumneavoastră ați face un duș cu noroi? Zeci de localnici din Baia de Fier au protestat în fața prefecturii din Târgu Jiu, revoltați că au ajuns să fie executat silit. Am făcut tensiunea 20, n-am fost dator în viața mea la stat, la nimeni. Cum îmi pui tu din burtă metri cubi de apă consumată când tu nu ai una pe metru, nu ai canalizare, nu ai nimic? Credeți-mă, vecina mea a venit puișorul de șarpe pe duș. Războiul în comună a început odată ce primăria, care administra rețeaua de apă, a predat-o operatorului regional. Atunci oamenii au refuzat și contracte, și apometre, și facturi. În 2 ani de când face aceste demersuri, compania de apă a convins doar 200 de localnici să semneze contractul. Facturi a emis pentru mai bine de 1000 de gospodării, câte figurează în evidențele primăriei ca fiind racordate la rețeaua de apă. A plouat și la munte și este cât de cât apă acum, deci acum nu ne putem plânge că nu e apă. Sunt familii în sate, n-au avut cât cu lunile apă. Domnul Dumitru are o factură de câteva sute de lei la apă pentru care a fost executat silit. A decis să nu mai plătească după ce un laborator din Craiova a analizat apa, iar rezultatele au arătat că e plină de E. coli. Apa nu este potabilă, deci este plină de bacterii. Dar apa regio susține că este bună. Apa regio, o factură scrie că e apă potabilă. Am primit executarea, deocamdată am făcut contestația la executare și să vedem ce se va alege. Nu pot să plătesc niște bani așa care îl scoți cu efect din burtă. Doar instanța mai poate limpezi situația acum. Legea prevede un termen de 15 zile, termen de decădere. Ulterior nu se mai poate face contestația la executare decât cu privire la valoarea debitului. Este foarte important ca oamenii să apeleze la profesioniști ai dreptului, să apeleze la avocați de îndată ce primesc aceste înștiințări. Compania de apă susține că apa e monitorizată permanent. Doar în această lună au fost luate probe de 4 ori și nu au fost descoperite probleme. Noi nu putem da apă gratis, deoarece apa pe care noi o furnizăm în Baia de Fier o plătim la Apele Române. Ea este clorinată și este distribuită la cei care sunt branșați. Branșați la apă sunt toți. Este apa potabilă? Da, apa este potabilă, este clorinată. Luăm probe, o analizăm. La începutul anului, primăria a dat în judecată operatorul din cauza calității apei. Inspectorii de sănătate publică au luat și ei probe de 3 ori, iar analizele au ieșit în parametri.